Rețeaua de termoficare din capital a intrat într-o nouă avarie majoră. Asta înseamnă că mii de blocuri nu au apă caldă. Bucureștiul a fost acoperit azi noapte de un strat gros de praf saharian. Pulberea roșietică s-a putut observa cel mai bine pe mașini. Ce spun meteorologii, aflați în directora aceasta. Armele americane pleacă iar spre Ucraina. Pachetul de ajutor financiar va fi semnat rapid de Casa Albă, a declarat președintele Joe Biden. Studenții și profesorii argentinieni au ieșit în stradă după ce a fost redusă finanțarea învățământului de stat. Zeci de universități riscă închiderea. Avarie majoră în rețeaua de termoficare din București. Două ceturi din cele patru s-au oprit, iar unul dintre ele este inundat. 40% dintre blocurile Bucureștiului nu au primit apă caldă. Elcena a anunțat că CET București Vest și CET Grozăvești au fost oprite ca urmare a unei avarii în rețeaua termoenergetică. Potrivit Elcen, sala turbinelor din CET Grozăvești e inundată din cauza avarii și pune în pericol motoarele și echipamentele electrice. Compania se află în subordinea guvernului, iar termoenergetica în cea a primăriei generale. Anterior, ministrul energiei a susținut preluarea termoenergetică de către Elcen. La rândul său, primarul general spune că datoriile istorice ale Radet față de Elcen reprezintă principala dificultate pentru realizarea preluării. Capitala a fost acoperită azi noapte de un strat gros de praf saharian. Pulberea roșietică s-a putut observa cel mai bine pe mașini. Atât de murdare erau autoturismele, încât de la prima oră șoferii s-au oprit la spălătorii și s-au format cozi. Praful saharian a fost adus la sol de ploaia din ultimele ore. De altfel, Administrația Națională de Meteorologie ne-a anunțat că o masă de aer cald încărcată cu particule de praf saharian va ajunge deasupra țării noastre. Va mai afecta sud-estul țării doar în prima parte a zilei, când se opresc și ploile în zonă. În restul țării s-ar putea să mai vedem precipitații, dar de vineri vremea se anunță frumoasă și caldă. Vă propun să discutăm puțin pe marginea valului de praf saharian. Chiar acum mergem la ANM. Iris Răducanu alături de noi și mulțumesc pentru asta. Sărut mâinile! Bună ziua și bine v-am găsit! Suntem curioși, să știți, pentru că ne imaginăm că în profesia dumneavoastră lucrați cu imagini satelitare. Cam cât de vizibil poate să fie un val de praf saharian? Este foarte vizibil în imaginile satelitare, îl vedem în general cu nuanțe de siclam, de roz aprins. Cu cât concentrațiile sunt mai mari, cu atât culoarea este mai intensă. S-a putut observa de această dată în sud-estul României, după cum spunea și dumneavoastră, pe parcursul zilei de ieri. Momentan îl mai regăsim doar în zona Dobrogei, dar concentrațiile pare că au scăzut, iar el se deplasează către nord-est. Putem spune din ce e compus praful saharian? Aceasta, praful saharian este praf adus din nordul Africii, din zona deșertului Sahara. Sunt concentrații de praf, praful acela roșiatic, pe care l-am văzut în această dimineață depus pe vegetație, pe mașini. Sigur, discutăm și merită subliniat acest lucru. Suntem conștienți până la urmă că vorbim cu meteorologi, dar poate e cazul să ne îngrijorăm cu privire la sănătate? Nu sunt medic să mă pronunț în acest sens, dar cu siguranță că oamenii cu probleme respiratorii ar putea fi afectați într-o anumită măsură, dar în general concentrațiile de praf sunt în la altitudini mari în atmosferă. Acesta se depune doar atunci când plouă. Iată, o precizare importantă. Ce legătură cu încălzirea climatică? Legătura cu încălzirea climatică ar putea avea în sensul circulației atmosferice mai intense în zona Mării Mediterane, acei cicloni formați în Marea Mediterană, a căror traiectorie aduce acest praf și deasupra țării noastre. Asta adică am putea spune că în ultimii ani vedem mai multe episoade de val saharian pe care le putem pune în dreptul efectelor schimbărilor climatice?
Dacă intensitatea ciclonică, intensitatea ciclonilor din zona Mării Mediterane va fi mai intensă, aceasta cu siguranță va aduce niște episoade mai dese de apariția acestui nor de praf saharian, dar este greu de pus acest lucru doar pe seama schimbărilor climatice. Momentan, climatologii care cercetează corelația schimbărilor climatice cu activitatea aceasta este încă în progres. Deci cercetările încă se desfășoară. Are cât se poate de mult sens ce spuneți. Vă rog să privim puțin către finalul săptămânii. Cu adevărat, vremea se îndreaptă și am putea avea noroc ca și dincolo de săptămâna aceasta să avem parte de vreme mai bună? Într-adevăr, începând de vineri, tendința este de încălzire, inclusiv la începutul săptămânii viitoare. De asemenea, ploile vor fi în restrângere. Mâine vom mai avea niște averse, mai ales în sudul, în centrul, în estul teritoriului. Apoi acestea vor fi în restrângere pe parcursul nopții de vineri spre sâmbătă, iar sâmbătă vom mai vedea niște precipitații abia doar în zonele de deal și de munte, averse însoțite de descărcări electrice, mai ales după amiază. Mulțumesc foarte mult, Iris Răducanu, pentru toate explicațiile. Știm un pic mai mult despre praful saharian și nu e puțin lucru. Mulțumesc încă o dată pentru răspunsuri. Consiliul Superior al Magistraturii dezbate cererea Inspecției Judiciare de suspendare din funcția judecătoarei din dosarul 2 mai. Trebuia să se întâmple de săptămâna trecută, numai că magistratul a depus o cerere de amânare. E cercetat disciplinar după ce a întrebat dacă e prezentă în sală una dintre victimele decedate în accidentul din stațiunea 2 mai. Mergem la sediul CSM, Mihaela Barbore, detalii în direct, te urmărim. Bine v-am găsit. Ședința secției pentru judecători în materie disciplinară a început la ora 11 și s-a încheiat după mai puțin de o oră. A fost prezentă și judecătoarea din Mangalia pentru a susține punctul de vedere în ședință în fața colegilor din Consiliul Superior al Magistraturii, așa cum de altfel și-a și dorit, pentru că săptămâna trecută, atunci când ar fi trebuit să aibă loc această ședință, a depus o cerere de amânare prin care susținea că a fost citată din scurt și că ar vrea să fie prezentă la această procedură pentru a-și susține punctul de vedere. Nu a dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor prezenți aici la Consiliul Superior al Magistraturii. Vorbim de o cerere a Inspecției Judiciare de suspendare din funcția judecătoarei în contextul în care sunt proceduri disciplinare în desfășurare pe care le au inspectorii, proceduri care au început în luna februarie, atunci când a avut loc primul termen în dosarul accidentului din stațiunea 2 mai. Atunci judecătoarea ar fi întrebat dacă este prezentă în sală una dintre victimele decedate și ar fi cerut buletinul acesteia, motiv pentru care s-au sesizat inspectorii judiciari. Acum, aceștia cer suspendarea din funcție pe motiv că exercitarea în continuare a funcției de către judecătoare ar afecta desfășurarea cu imparțialitatea procedurilor disciplinare și ar aduce atingere gravă prestigiului justiției. Vor decide colegii din Consiliul Superior al Magistraturii dacă o vor suspenda pe judecătoare sau nu din funcție. S-ar putea întâmpla acest lucru conform legii până la 6 luni maximum, însă este o decizie pe care judecătoarea o poate contesta în fața magistraților de la înalt curte. Este de altfel ceea ce își doresc și familiile victimelor decedate în accidentul din stațiunea 2 mai. Vor să se reia judecata de la zero la un alt complet de judecată. De altfel, acesta este motivul pentru care au și cerut amânarea ultimului termen care a avut loc săptămâna trecută în acest dosar, având în vedere că se așteaptă o decizie din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Pe de altă parte, și judecătoarea a depus o cerere de abținere pentru că voia să se retragă din acest dosar, însă colegii săi au respins această solicitare. Mihaela, mulțumesc pentru toate informațiile. 7 din 10 angajatori români vor da prime sau cadouri de sărbători, potrivit unui sondaj al platformei de recrutare eJobs. Cercetarea ne arată că 22% dintre angajatori nu vor oferi nimic angajaților cu ocazia Paștelui și aproape 7% nu au luat o decizie în acest sens. Ca în fiecare an, primele în bani rămân stimulentul pe care îl vor primi cei mai mulți angajați români. 57% dintre angajatori spun că vor oferi bani, în timp ce 50% au inclus pe lista cu beneficii vouchere, coșuri cu produse. Ba chiar există un procent semnificativ de angajatori care spun că oferă zile libere suplimentare. O treime dintre respondenți se declară că stimulentele acordate anul acesta de Paște se încadrează într-un buget cuprins între 200 și 400 de lei per angajat.
Aproape 17% dintre angajatori vor da prime sau cadouri de peste 400 de lei și mai puțin de 3% beneficii de peste 600 de lei. Față de anul trecut, jumătate dintre angajatori au menținut bugetul pentru prime sau cadouri oferite angajaților. Deși România este una dintre țările în care luăm cu foarte mare lejeritate această idee a beneficiilor extrasalariale, nu prea mai concepem un job în care să nu primim măcar un pachet minim de beneficii. Dacă nu le-ar avea, angajații ar fi destul de demotivați. Așa că angajatorii încearcă să nu scape nicio ocazie în care să nu ofere beneficii. Românii dintre toate națiile pare că sunt cei care au cea mai scăzută predispoziție la concesii. Vor în același timp și salarii foarte mari, vor în același timp și un pachet de beneficii generos, vor în același timp și posibilitatea de a lucra remote și un echilibru foarte bine conturat între viața profesională și viața personală. Piețele din Iași sunt deja pline cu carne de miel la vânzare. Anul acesta kilogramul costă și cu 10 lei mai mult față de anul trecut. Mergem în piața Alexandru din Iași. Carmen Ciocan are detalii. Bun găsit, da, sunt oameni care cumpără, este forfotă, e un flux continuu aici în piața Alexandru. Unii au venit să se uite, să vadă care este prețul. Prețul standard este de 50 de lei în acest an, însă am văzut că se negociază în funcție de cât cantitate de carne vrea persoana să cumpere. Atunci și vânzătorul mai lasă din preț. Am văzut că a vândut chiar și cu 40 de lei kilogramul. Mulți însă cumpără 2-3 kg de carne, spun că fac acest lucru pentru că își fac o poftă. E o tradiție în familie la ei să aibă printre preparatele pe care le fac pentru sărbătoarea de Paște, să aibă și carne de miel pe masă. Spuneam că este forfotă în toate piețele din Iași. De astăzi se găsește carne de miel. Unele persoane am văzut că spuneau că se uită și speră ca mai aproape de Paște să mai scadă prețul și atunci să își permită. Mulți sunt pensionari care spun că au pensionit și atunci și 100 de lei, 2 kg de carne de miel înseamnă mult și de asta au spus că mai așteaptă. De partea cealaltă, crescătorii de oi spun că în funcție de cum o să evolueze astăzi, mâine vin cu mai mult sau mai puțin miei. Am vorbit cu cineva care este din Vaslui, astăzi a venit cu 6 miei și speră să-i vândă pe toți. Cel mai mic miel are undeva la 9-10 kg. Un medic ginecolog de la Spitalul Județean Giurgiu a fost prins în flagrant când primea mită. Doctorul ar fi cerut 900 de lei pentru o cezariană. El a fost prins de ofițerii de poliție judiciară în timp ce primea banii de la aparținătorul unei paciente care urma să nască. Medicul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită. Noutate pe piața muncii, persoanele fizice pot angaja și plăti legal orice persoană cu vârsta de cel puțin 16 ani pentru activitățile casnice și asta datorită unei platforme online lansate de Ministerul Muncii. Conceptul presupune achiziționarea unor tichete de pe platformă cu care pot fi remunerate persoanele care desfășoară activități ocazionale în gospodărie, precum curățenia locuințelor, întreținerea spațiilor verzi, călcatul rufelor sau plimbatul câinilor. Avantajul pe care îl aduce înscrierea în platformă este că lucrătorii casnici beneficiază de asigurări de pensie și sănătate. Restricții de circulație în pasajul Piața Presei Libere din capitală în această seară de la ora 23 până joi la 6 dimineața. Și asta pentru că se lucrează la magistrala M6 de metrou. Potrivit Metrorex, măsura este necesară pentru montarea reperelor topografice pentru noua magistrală de metrou care va duce la aeroportul Otopeni. Magistrala 6 va avea o lungime de 14,2 km, 12 stații noi de metrou și 12 trenuri. Lucrările au ca termen de finalizare anul 2027. Cristian Popescu Piedone și actualul primar general
Candidații cu cele mai mari șanse pentru un viitor mandat în capitală au avut prima confruntare în exclusivitate la Euronews România. Nicu Șordan a scos din faliment primăria capitalei lăsată de Firea. A recunoscut primarul în funcție al sectorului 5. De cealaltă parte, actualul edil general spune că Piedone mizează pe faptul că electoralul nu știe cu adevărat cine este. Mai sunt 6 săptămâni și jumătate până la alegeri și au apărut niște candidați. Noi trebuia de 2-3 luni să discutăm de programe. În condițiile în care candidatul pe care unic pe care această coaliție îl avea era situat foarte slab în sondaje, decizia de acum, o decizie de avarie, a fost logică pentru cele două partide pentru a-și securiza scorul în Consiliul General. Eu niciodată n-am făcut pronosticuri despre cum vor vota bucureștenii. Ca o analiză depinde foarte mult de informația care ajunge, puțin din oamenii care spun că votează Cristian Popescu Piedone, știu că el și-a luat bacalaureatul la 30 de ani, că și-a făcut facultatea la 40 de ani, că și-a luat carnetul de șofer pe șpagă, că e condamnat penal. Toate lucrurile astea contează, o informare corectă. Pe de altă parte, contează foarte, foarte mult mobilizarea. Bucureștenii vor avea de ales între mega-excrocheria și bula de aer care le emite astăzi dintr-un, să mă refer așa într-o poveste, gen Don Quixote. Consider că este un blat aranjat între frăția USR, care USR-ul acesta astăzi se ascunde într-o blană de lup, pardon, într-o blană de oaie, iar fiind un lup, văzând în alianța dreptei, și de fapt este o alianță între PSD, PNL și USR, care doresc o continuitate. S-au trezit acum înainte de campanie electorală, când și-au suplecat mânicile artificial, să spună că se apucă din nou de lucru. Vă place prezentul astăzi cu București în moarte clinică? Într-adevăr, Nicu Șordan are respect pentru... Dacă Nicu Șordan a făcut ceva, și o spun cu toată responsabilitatea, a scos din faliment primăria capitalei lăsată de Gabriela Firea. Ambalajele din plastic vor fi interzise de la 1 ianuarie 2030. Un vot istoric e așteptat chiar la finalul sesiunii Parlamentului European. Detalii imediat în jurnal. Pachetul american de asistență militară și economică destinat în mare parte Ucrainei a primit vot final în Senatul de la Washington. La scurt timp după aprobarea în Camera Reprezentanților, a fost nevoie de luni de negocieri, timp în care situația pe frontul ucrainean nu a fost deloc în favoarea Kievului. Președintele Joe Biden anunță că SUA vor începe să trimită arme și echipamente chiar de săptămâna aceasta. Voi semna proiectul de lege și mă voi adresa poporului american, de îndată ce documentul ajunge în Casa Albă, a transmis Biden. Pe de altă parte, președintele Zelenski spune că se așteaptă ca noul pachet de ajutor militar să se ridice la nivelul hotărârii pe care a văzut-o întotdeauna în negocieri. Președintele Joe Biden a anunțat că va semna legea, astfel că în scurt timp un prim transport de arme și muniții ar putea ajunge în Ucraina. Planul de ajutor de 95 de miliarde de dolari, care include fonduri și pentru Israel și Taiwan, a primit un sprijin foarte larg în Senatul american. On this vote, the yeas are 79, the nays are 18. The motion to concur in the House amendment to the Senate amendment to HR 815 is agreed to. Cea mai mare parte a pachetului financiar de 95 de miliarde de dolari revine Ucrainei, care se confruntă cu o situație complicată pe câmpul de luptă în fața Rusiei. Este vorba de 61 de miliarde de dolari, din care însă numai 14 vor fi folosite direct pentru cumpărarea de arme și muniții. After more than 6 months of hard work, many twists and turns in the road, America sends a message to the entire world. We will not turn our back on you. We tell our allies, we stand with you. We tell our adversaries, don't mess with us. We tell the world we will do everything to defend democracy and our way of life. This national security bill is one of the most important measures Congress has passed in a very long time to protect America's security and the security of Western democracy. To our friends in Ukraine, America will soon deliver more ammunition and air defenses and basic supplies you need to resist Putin
on the battlefield. Asistența militară americană, întreruptă de câteva săptămâni, ar urma să fie reluată aproape imediat, ceea ce înseamnă chiar zilele următoare, după cum a anunțat purtătorul de cuvânt al Pentagonului. Adoptarea acestui plan de ajutor este o ușurare pentru armata ucraineană, care se confruntă cu deficit de noi recruți și muniții în fața presiunii constante a trupelor Rusiei în estul țării. România este interesată să cumpere tancuri din Coreea de Sud, a dezvăluit ministrul apărării. Vorbim despre tancurile Black Panther, considerate printre cele mai bune din lume. Țara noastră ar mai putea cumpăra și obuziere, dar și vehicule de infanterie Redback. Potrivit producătorului, Redback este o mașină de ultimă generație care utilizează tehnologii futuriste. Un sistem sofisticat de avertizare prin laser, grenade fumigene și lansatoare de rachete. Vehiculul blindat are un motor de 1000 de cai putere pentru a face față unui teren accidentat. România ar urma să achiziționeze 246 de astfel de mașini de infanterie. Ministrul Angel Tâlvăr crede că ar putea să le găsească în Coreea de Sud. Suntem interesați și de un tank pe care ei l-au dezvoltat și care este bine cotat la nivel mondial. Mai suntem interesați de o mașină de luptă de infanterie. După cum știți, și elementele care țin de echipamente de tip MPAD. Acest vehicul blindat de producție coreană se numește Redback. Este un vehicul blindat care are o greutate de 45 de tone. În interior, în cap, 6 militari, dar și 3 membri ai echipajului, și ar putea să fie o soluție pentru programul de înzestrare al armatei române. Acest vehicul de infanterie este dotat cu un autotun, o mitralieră și 2 lansatoare de rachete. Intenționăm să avansăm cooperarea în domeniul apărării, inclusiv din perspectiva finalizării negocierilor parteneriatului de securitate Uniunea Europeană-Republica Coreea. În fond, ceea ce ne dorim este o lume mai sigură și mai stabilă. Pentru că sunt foarte noi, vehiculele blindate coreene au fost vândute deocamdată doar în Australia. Ca să le vândă în România, producătorul promite să respecte legislația din țara noastră, și anume să construiască aici o fabrică de mentenanță și de asamblare. România ar fi astfel prima țară din Europa care ar avea o asemenea fabrică. Ministerul Apărării nu a decis modalitatea în care va achiziționa vehiculele de infanterie, dacă o va face prin licitație sau achiziție directă. În schimb, a cerut ofertă de preț de la producătorul corean. Studenți și profesori din Argentina au ieșit în stradă după ce a fost redusă finanțarea învățământului de stat. Zeci de universități publice s-ar putea închide din cauza lipsei de finanțare, ca urmare a politicilor de austeritate impuse de președintele Javier Milei. Zeci de mii de protestatari au mărșăluit în Buenos Aires de la sediul Congresului, care era puternic păzit de forțele de securitate, până la sediul guvernului. Oamenii sunt nemulțumiți de reducerea finanțării învățământului public. Din iulie anul trecut, când a început anul fiscal, Universitatea din Buenos Aires, veche de 200 de ani, a primit doar 8,9% din bugetul total de la stat, în condițiile în care inflația anuală se apropie acum de 290%. Angajații instituției spun că acest buget le ajunge doar pentru a ține lumina aprinsă. El significado de la marcha es defender la Universidad Pública Argentina, que es la principal herramienta de igualación social que tiene esta universidad, porque sin igualdad de oportunidades, sin posibilidad de progresar para los que no tienen recursos, no hay igualdad, y sin igualdad no hay libertad que sea posible. Săptămâna trecută, universitatea a anunțat că în lipsa unui plan de salvare, instituția se va închide pentru următoarele luni. În acest caz, aproximativ 380.000 de studenți nu își vor putea termina studiile. Es importante para todos, la democracia, que vivimos en democracia, defender la universidad pública, la educación pública sobre todo, y bueno, no hay recorte de presupuestario, y bueno, creo que es algo que nos compete a todos y que es importante que estemos acá. Estamos en desacuerdo con las políticas totalmente hambriadoras del actual presidente, que nos quiere arrebatar todos los derechos conquistados y ahora viene por la educación. Dicho sea de paso, gracias a la educación pública, muchas de las personas que son de las barriadas pueden tener acceso a ella, y si se llega a privatizar, no vamos a poder seguir estudiando. În ultimele 4 luni, din cauza reducerilor bugetare, salariile profesorilor au scăzut cu peste 35%.
Ajuns la putere în noiembrie anul trecut, președintele Javier Milei a promis că va reduce cheltuielile bugetare din mai multe domenii. Recent, Argentina a înregistrat un excedent public de 300.000 de dolari, primul din 2008 încoace. Ambalajele din plastic pentru fructe și legume proaspete, dar și cele pentru produsele de toaletă din hoteluri, vor fi interzise de la 1 ianuarie 2030. Parlamentul European va adopta, la final de sesiune, noile norme privind ambalajele reciclabile. Uniunea urmărește să reducă ambalajele de plastic cu 5%, iar până în 2030, de când se introduce noul set de reguli. Sonia Teodoriu are detalii din Strasbourg. Bun găsit! Ei bine, din 1 ianuarie 2030, atunci când vom comanda într-o cafenea sau un restaurant sos, cum ar fi smântână sau maioneză sau muștar, acesta nu va putea fi servit într-un ambalaj de plastic pe care să-l aruncăm apoi. Asta prevăd noile norme privind ambalajele reciclabile, un set de reguli foarte complex. De exemplu, vor fi interzise pungile de plastic de mici dimensiuni, cu excepția momentului în care vor fi folosite pentru igiena personală sau dacă vor fi ambalate în aceste pungi de plastic produsele la vrac, asta pentru a reduce risipa alimentară, transmită eurodeputații. De asemenea, pentru a preveni efectele negative asupra sănătății, Parlamentul European se asigură că nu vor mai putea fi folosite substanțele chimice pentru totdeauna, așa numitele substanțe chimice pentru totdeauna, adică per și polifluorate, în compoziția ambalajelor care intră în contact direct cu alimentele. Așadar, un set de reguli foarte complex, un set de reguli care vizează și o reducere a numărului de ambalaje cu 5% până în 2030, cu 10% până în 2035 și cu 15% până în 2040, iar autoritățile centrale europene vor ca statele membre să reducă treptat din ambalajele din plastic. Rămâne de văzut cum va pune România în practică acest set de reguli. Doi pui de leneși au devenit principala atracție a unei grădini zoologice din China. Imaginile cu puii care sunt îngrijiți de mama lor, dar și cu ei în timp ce se cațără câte un pic, câte un pic în copaci, au devenit virale. În mai puțin de 2 săptămâni vorbim despre peste 20 de milioane de vizualizări. Specia trăiește, în mod normal, în pădurile tropicale din America Centrală și de Sud și își petrece majoritatea timpului prin copaci. Praf saharian în ultimele ore, în special deasupra capitalei, de la fix vă spunem care sunt categoriile vulnerabile în fața particulelor de praf. Jurnalul va fi prezentat de Andrei.